Astăzi a avut loc, într-un cadru restrâns, premierea celor mai buni sportivi ai județului Hunedoara din anul 2019. Festivitatea a avut loc la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, iar directorul instituției, Lorin Sel, a explicat motivele pentru care acest eveniment a avut loc atât de târziu. La începutul anului nu am putut organiza gala după ce am făcut împreună clasamentul celor mai buni sportivi din cauza bugetului care nu l-am primit la timp. A venit peste noi această boală coronavirus, iar după aceea, când a început școala în septembrie, nu a vrut să organizeze gala pe timpul campaniei electorale. Peste puțin timp începe altă campanie electorală, iar gala am vrut să fie pentru sportivi, ei să fie scoși în fața antrenorii, pentru că e meritul lor, e dreptul lor și trebuie să le dăm ceea ce e lor. Au avut rezultate deosebite anul trecut, îi premiem acum și o vom face în continuare atât cât ne permite legea, fie că e în vorbă în domeniul sănătății și siguranței lor, fie că e vorba financiară, ceea ce le putem da. Primii răsplătiți pentru rezultatele obținute anul trecut au fost cei de la disciplinele olimpice, premierea fiind făcută de către Călin Marian, prefectul județului Hunedoara. Este onoare pentru mine și pentru instituția prefectului să particip în această perioadă destul de complicată, dar cred că este foarte important ca să fim alături de sportivii din județul Hunedoara și chiar mă bucur nespus că am putut să le dau o diplomă, să le dau o cupă și să reținem tonusul cât mai sus, pentru că ei muncesc foarte mult, ei ne reprezintă pe noi și ei până la urmă sunt interfața județului Hunedoara în ceea ce privește sportul în general și chiar îi felicit și le doresc succes în activitate. Partea leului și-au tras-o cei de la liceul cu program sportiv Cetate Deva, care a obținut titlul de cel mai bun club al anului. Tot de la același club provin și cel mai bun sportiv hunedorean din 2019, atleta Florentina Iușco, dar și cel mai bun antrenor în persoana lui Nicolae Alexe, cel care o pregătește pe valoroasa săritoare în lungime, calificată la Jocurile Olimpice. Aceștia au vorbit despre performanțele din 2019, au subliniat dificultatea anului în curs, dar totodată privesc viitorul cu optimism. Da, 2019 a fost un an bun. Te mulțumesc frumos pentru acest titlu. Sunt onorată să reprezint cu mândrie acest județ și sper să fac acest lucru în continuare. 2020 a fost un pic mai dificil, dar totuși am reușit să facem câteva competiții și sperăm că anul viitor o să reușim să avem concursuri, să participăm la concursurile care sunt importante și cum ar fi Olimpiada, care o așteptăm de anul acesta, dar se pare că în anul viitor va veni. Am avut un an bun, 2019, cu o medalie la Jocuri Mondiale Universitare, cu campionat balcanic câștigat, campionate naționale câștigate, deci a fost un an bun. Din păcate, anul acesta, o parte din competiții nu s-au mai ținut. Sper că anul următor, când sunt programate competiții majore, respectiv campionat mondial de sală, campionat european de sală, evident, Jocurile Olimpice, în primul rând, unde Florentina e calificată, și apoi Jocuri Mondiale Universitare. Sper să se țină și sper să ne clasăm, dacă se poate, pe podium. A fost un an greu și noi ne bucurăm o dată în plus că am revenit în top după, mă rog, niște ani în care n-am mai obținut acest titlu. A fost un an greu, dar având în vedere acest an competițional, aș spune că acesta este într-adevăr un an și mai greu competițional. În același cadru festiv au fost premiate și cluburile, sportivii și antrenorii din județul Hunedoara, care au obținut cele mai bune rezultate și în cadrul disciplinelor neolimpice.